pace, dreptate și bine. Doamna Fluierel a pierdut o hârtie. A, vă pare ceva nesemnificativ? Înseamnă că nu știți cu cine aveți de-a face. Este o femeie extrem de bine organizată. De altfel, fiecare clipă, câte trează, o compartimentează la locul ei. Face aceleași gesturi, același număr de pași, compensează fiecare gram de mâncare, în plus, printre genoflexiuni, pe care nu le face însă niciodată, fiindcă nu depășește rația propusă. Casa ei este mobilată cu stive de cutii mari în care se află cutii mijlocii ce conțin, evident, cutii mici sau nu. Depinde de lucrurile de dinăuntru. Oricum nu le acceptă decât cele pe care pot încăpea într-o cutie. Ia să vedeți. Ia câtă. O cutie. Să zicem ce intră într-o cutie ca asta. Un parfum. Iată. O altă cutie. Ce intră într-o cutie ca asta. Un ceas de firmă. Să mai vedem. O cutie. Precum asta. A zice că o cutie de tabletă. Nu, nici de cum. Păcăleală. Este o cutie în care intră Tanam. Scuze. Uite că nici nu știu cum se desface. Aha, da. Fructe. Smochine. Aha. Da. Pentru doamna Fluierel, o investiție majoră este un lucru care încape într-o cutie mare. Aparatele sale casnice sunt la fel de mici. Paradoxal, toate încap într-o cutie mare. Patul ei se preface în cutii mari în fiecare dimineață și se desface comod seara ca o reuniune de cutii mari. E mult spațiu și multă treabă cu cutiile în apartamentul ei. Are nevoie de o bluză. Merge la cutia cu îmbrăcăminte de vară, la cutia cu veșminte de corp, la cutiuța cu bluze. Ia una dintre bluzele rulate de acolo, închide cutiuța mică, apoi cea mijlocie, apoi pe cea mare. Le pune la loc să nu se cunoască faptul că au fost umblate. Scoate dintr-o cutie fierul de călcat și calcă meticulos să nu existe vreo încrețitură. Își pune bluza pe ea și se asigură în oglinda cu ape ca de Murano că îi vine perfect. Pentru o mică verificare suplimentară, își întreabă soțul cum îi vine, dar azi nu știe de ce, soțul are toane. Nu vrea bluza albă, ci pe cea verde smarald. Ea nu se contrazice niciodată cu soțul său. Au o viață conjugală extrem de ordonată. Nu au copii pentru că aceștia sunt doar prileji de dezordine. Vor prea multe de la viață, mai ales din lucrurile care nu încap în cutii. Așa că schimbă bluza, o dă jos pe cea albă, o roluiește și apoi trage din nou cutia mare, apoi cutia mijlocie, apoi cutia mică. Pune rolul bluzos la locașul cuvenit și ia rolul verde smarald. Aliniază din nou cutiile, calcă bluza preluată și o pune pe ea. Totul e bine și bărbatul e mulțumit. Își verifică mobilul pe care este sunată mereu la aceleași ore, de aceleași persoane, geanta, un model interior de cutii aliniate, dar mai ales
cheia universală cu care deschide tot. Nu pleacă de acasă fără să dea drumul robotului aspirator, de altfel n-ar putea să-și imagineze munca la serviciu dacă s-ar depune praf în templul ei de acasă. Dar și robotului pasnic, înarmat cu un satâr pentru picioare, cu 10 farfeci lungi pentru corp, cu un aruncător de cuie de 30 de centimetri pentru cap. Auci! N-ar avea nicio șansă tâlharul care a reușit să-i deschidă ușa, de altfel la fel de scumpă ca un buncăr și echipată cu 10 încuietori diferite. Până aici a fost simplu. Numai că la serviciu, doamna Fluierel îi sperie pe toți. A nu-i cunoaște ritualul de ordonare îi va aduce nesocotitului concedierea imediată. Am uitat să spun că este șefă. Șefa de la depozitul unde lucrez. Sau cred că asta fac. Un depozit de cutii gigantice, extrem de mari și foarte mari. Toate sunt top secret, păzite de militari în cartierul militari. Nimeni nu știe ce se află înăuntrul cutiilor. Doar doamna Fluierel, care nu vrea să dezvăluie ceva de teama dezordinii. Sau așa pretextează. Sunt legende care afirmă că înăuntrul cutiilor gigantice s-ar afla foștii angajați care au supărat-o. De asemenea, toți cei la pensie, toți cei concediați, ori care au cerut detașarea în altă parte. Se spune că în trecut a fost chemată poliția, dar nimeni n-a avut curaj dintre judecători să dea mandat de percheziție pentru cutiile gigantice care stau în zone separate. Au un așa nivel de secretizare încât numai dezvăluirea numărului de nivel aduce pușcărie pe viață. Cei dispăruți se pare că răspund la telefon, trimit cărți poștale, primesc mandate cu restanțe salariale. Dar nimeni nu i-a mai văzut vreodată. Și azi, doamna Fluierel a pierdut o hârtie. În ea se află un singur cuvânt, cel care îi dezvăluie secretul, ascuns în cea mai adâncă dintre cutii, cea cu protecția cea mai înaltă. Din păcate, eu, cel care am găsit-o, n-am avut timp să-i citesc mesajul. Era probabil o parolă. Robotul pasnic nu mi-a lăsat nicio șansă. M-a luat ca din oală de n-am apucat să zic văleu. Brațele sale multiple, tăioase, zumzăie la câțiva milimetri de pielea mea. Una dintre cutiile gigant se deschide cu un zgomot subtil de Fluierel. Seamănă unui sicriu. Wow, ce tare! Te-a înmormântat de viu! Ai murit! Ai scăpat de acolo! Mă întreabă un copil pentru care nu există decât persoana a doua singular. Nu știu. Uneori cred că da, alteori că nu. Poate că doamna Fluierel e dinaintea vieții mele și m-a trimis prin acea cutie în lumea de azi. Poate că am fost în stază și când m-am trezit am simțit nevoia și eu să pun permanent totul în ordine. Sau, dimpotrivă, dacă mă uit mai atent în jur, să simt că totul e în neordine cu mine, că mă înconjur de un adevărat balamuc ca protecție împotriva acestei doamne. Poate sunt soțul ei, dar nu-mi dau seama. Canci, sigur nu e soția ta. Numai dacă nu se transformă în Fluierel noaptea. Eu cred că doamna Fluierel e bună
și toți oamenii dispăruți au intrat în acele cutii gigantice și s-au apucat la o lungă sesiune de Counter-Strike sau stau în lumea virtuală. De fapt, avem nevoie de doamna Fluerel. Apropo, tu știi unde sunt corpurile noastre? Acum că îmi spui, ai dreptate. De fapt, tu ești un copil avatar. Și eu cum de pot să zbor? Cum de am un lucru numai ce-mi vine în gând, în mână? Uite, de pildă o cutie. Nu, cum de pot fi oriunde imediat ce-mi doresc? Chiar. Păi și tu ești un avatar adult. Iar amintirea cu doamna Fluerel vine din viața ta reală, prin care nu ai mai fost de mult. Ți-ai lăsat corpul din lumea reală într-un depozit. Este un depozit imens, unde stau toți jucătorii din realitatea virtuală. Este opiul secolului 21. Amintește-ți! Doamna Fluerel, singura în care avem încredere, de aceea are un așa mare grad de securitate. E singura care poate trece să vadă cum ne mai simțim. Suntem plasați într-o sală lungă, unde stăm în cutii deschise ca niște păpuși cu minți. Și ne trăim viața în lumea virtuală. Păi ce? Se poate imagina să ai o viață în lumea reală? He, copile, pe vremea mea era altfel. O fi fost, tataie, dar vezi, mă, ta, eu... Altfelul acela, nu-l știu.